Într-o zi, când eram încă în Cluj, eram în vacanță de vară, cred că, și locuiam într-un apartament la etajul 4, ultimul etaj la blocul acesta din oraș, în Cluj, acolo în cartier, în Gheorgheni, și a sunat cineva la ușa noastră. Am deschis, era un bătrân adunat, sărăcăcios, se vedea murdar așa, nespălat, amărât și necăjit. Am mirat că noi n-aveam lift la bloc, cum a ajuns la etajul 4? Și l-am întrebat, dar cum ați ajuns aici? Păi i-am venit așa mai greu, domnule, și stare flămând. De-aia am sunat la ușa dumitale. L-am chemat înăuntru, i-am pregătit masa, soția i-a făcut de mâncare, a mâncat, ne-a mulțumit așa de frumos. Și apoi, după ce a mâncat, a zis, eu mă grăbesc, eu trebuie să plec. Și că, dar ce vă grăbiți? Păi eu trebuie să plec, a zis el. I-am deschis ușa, a ieșit și vă spun cu frică de Domnul. Doar atât am zis către soție, dragă. Da. Dar dacă bătrânul ăsta a fost un înger al Domnului, cum a ajuns ăsta tocmai la etajul 4? Eu deschid ușa și îl întreb. Atât am vorbit cu soția. Am deschis ușa și nu mai era. M-am dus cu repeziciune să-l caut. Nu mai era. Sunt sigur că Domnul ne-a încercat în sărăcia noastră și în neputințele noastre de atunci. Eram student la București, la seminar, și numai soția lucra când putea așa, fiind cu sarcinile și cu toate neputințele care vin în împrejurări de felul acesta. Eu sunt sigur că Domnul ne-a încercat printr-un înger al Lui să vadă dacă îl ascultăm. Domnul Iisus Hristos ne vizitează și astăzi. El vine în casele noastre. Dar să nu-L așteptăm cu pompă. Pentru că nu o să vină cu pompă. O să vină cu o nevoie. O să vină cu o neputință, o să vină cu un lucru la care nu te aștepți sau nu mă aștept. Dar El vine. Amin? Vine. Mai trebuie să avem inima deschisă.